Артист і міріць. Дедамні. Да, есть еще история. А за 30 дней фокут на сала корбу, фокут он кончат. Кто с профессорией у Леви? Сара, потеря остану мэн парк дим мошон. Потеря остану просечки. Степлану рявес. Ты и варас не дихнем. Да экзамен или? Да, то отрепетал. Дентрари. Унди, унди ведущиц? Майнте экзамен. Майнте экзамен. Культур генерал, то мы пьем карышком. Дорим на доля концертину пати. Концертину? Концертину жуніор, він... Да, боєць браво, кінця колофорти. Серйозно, дякую, Дениш. Вісіс садівій, він артист, адіварат? Так, вісіс, каже, до мене не лор. Да ту, а маузіт, кай проблемі ку колона вертебра. Ну, я не спуні чай. Într-adevăr, acordeonul e... Într-adevăr, acordeonul poate să provoace așa probleme, da? Pentru sănătate, orice instrument. Depinde cum ți-e instrument. Depinde poziția asta. Poziția, da, poziția bună. Orice instrument asta e important. Da. Și ce să faci mai departe? Unde să te duci? Încă nu m-am decis. Și mai am că la dispoziție 3 ani să mă decid. Ce emoții aveți? Emoții. Sunteți fericiți? Da. Să prezentați-vă. Ușu Andrei, specialitatea... Репертуар. Репертуарю лукраря, каря, чем мой преферату, да. Сплач, Вивалди. Да, Вивалди, концерту ла минор, если концерту на преферату. Так им то, да? И компликат. Мусумес, ту. Корман Даниэл, специалитет аккордеон. Да. Шчи кынц? Диференти пьесы популяре, и полифоний. Да, тот врез кынц на оркестр. Да, блин, да? Схватили. Да. Тостоган Михайлович, почитайте аккордеон. Аккордеон. Чиканс, аккордеон. Валс. Мелодии популярные. Сыр, бахора. Да, конечно, мелодии популярные. Маймол валсер. Валсер. Бильд. Донецко Попович Михай, я специалитатя китара. Кын чел майтарим пластик, кын ты мотив испаниво. Миш Даниэл Бостаник, специалитатя аккордеон. Toate genurile muzicale îmi sunt preferate. Dacă începem de la clasică, se dezvoltă celelalte genuri ale muzicii. Stilul clasic întotdeauna va rămâne în inimă, adică aceasta este baza muzicii. Da. Fără clasicism în muzică nu putem face nimic. Vrei să devii artist în ansamblul concertina. Poate și nu în ansamblul concertina, ar vrea și în ansamblul concertina, dar de ce nu să am și eu ansamblul meu propriu. Fanii mei, sunt fan Richard Galeano, un acordeonist foarte puternic, foarte solid în muzică, acordeonul și nu numai. Pot să iau și din categoria lăutarilor, pe Ionica Menoni de peste Prut, pe Marius Turneanu, pe Mexicanu, pe mulți lăutari care parcă cântă mai mult clasic în melodiile lor lăutărești și stilul foarte mult îmi place. Să nu uităm și de Vasile Pandelescu, să nu uităm și de Budală, dar și de la noi, din aici, din Basarabia, pe Emil Croitoru, pe
Василий Duminică? Duminică îl cunoști? Vasile Duminică tot îl cunosc. Care și fiul lui, la rândul său, Radu Duminică. Nicolae Bodgros. Nicolae Bodgros. Petru Neamțu, îl cunoști da, foarte bine. Da, Dascăl. Foarte mulți care au investit în acest domeniu și și-au dat sufletul și ca în zilele de astăzi, ca să poți ce asculta, cu ce să te inspiri și mai departe să continui pe calea asta, adică alegem un stil. Totuși... Față spectatorilor, noi trebuie să redăm toate genurile muzicale. De exemplu, spectator cere un gen, noi trebuie să cunoaștem acel gen. Adică trebuie să fim tot timpul gata pentru orice moment și pentru orice situație. Ești în formă întotdeauna, da? Câte ori pe zi te ocupi? Deci să fiu sincer, de la 3 ori în sus. În fiecare zi? În fiecare zi. Uh-huh. Asta ca un antrenament, ia ca băieții. Spune, faci antrenament? Da, pe cum? La bară numai decât trebuie de întins, mai ales spatele. Spatele, da? Mai ales spatele. La bară se întind ca tare spatele. Stau sau... Acordeonul tot timpul va fi greu instrument, dar când mușchii sunt deja încălziți, acordeonul tot timpul va fi ușor. Da, vrei să fii un virtuos la acordeon. Aș asta dori, tehnica da. Trebuie să ai foarte mult. Foarte muncă în primul rând. Ca să-ți dedici în primul rând sufletul și timp liber pentru ca să devii un profesionist în muzică, nu prea l-ai la început, pentru că este foarte și foarte complicat, mai ales la acordeon și mulți pedagogi mi-au lămurit faptul că dacă vrei să devii un profesionist în muzică, trebuie în primul rând foarte și foarte mult să atragi atenția, mai ales la acordeon, cum duci foiul, adică foarte mult contează pentru că acesta foiul este baza acestui instrument. Fără foi, acordeonul nici nu există. Pentru asta și este baza, pentru că acordeonul rămâne a fi o orgă portabilă. Și trebuie să dăm dovadă până la urmă că acordeonul este o orgă portabilă. Să redăm acel sunet a unei orgi adevărate. Prin suflet, prin muncă, prin talent, pentru că și talentul contribuie foarte mult în dezvoltarea noastră. Și aportul pedagogilor care în fiecare zi ne-l aduc nouă și țin să le spunem un mare mulțumesc și la mai mult și la mai mare. Mulțumesc, băieți! Vă doresc sănătate și dansați și puternici. Acordeon să fie ușor și să fiți virtuoși în ceea ce facem, orice domeniu. Să fie așa cum doriți. Succes încă o dată. La revedere!